a Tokyo pe care l-a sărit la campionatele internaționale ale României, Florentina Iușcu. Vă spuneam ceva de Universiada de la Napoli. Bine, și ea a fost prezentă acolo, a luat bronzul, dacă nu mă înșel, Iușcu. 6 și 18 a zăzut pe primul loc după primele două sărituri pentru fiecare concurentă. Iată-l și pe Nicolae Alexe, e cel care o antrenează la Deva, e omul care a scos din Iușcu ceea ce e acum, adică una dintre fetele de la care ne putem realmente aștepta la o surpriză la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Iar noi revenim cu săriturile cu numărul 3. Pe locul al 10-lea era Anca Iuliana Burcă. Elan bun pentru Burcă și calcă. Calcă acolo, e o săritură ratată și certamente pentru ea această zi, din punct de vedere sportiv, se încheie. Pentru că nu reușește să continue, nu pare să fie atât de dezamăgită. Legitimată la CS Olimpia București, dar de origine din Bacău. Puțină lume știe că la începuturile carierei sale în atletism a cochetat cu săritura în înălțime, apoi a trecut acum 6-7 ani de zile la săritura în lungime. Ea este cea pe care o vedem, Anca Iuliana Burcă, a călcat și ea pragul, după cum